Atenție la ce produse consumați! 2 tone de chiftele, dar și mai multe loturi de înghețat au fost retrase din marile lanțuri de magazine. Autoritățile au descoperit că acestea conțin o substanță periculoasă numită oxid de etilen, care este folosită și ca pesticid. Deja o parte dintre produse a ajuns la consumatori. Andra Mitu are mai multe informații. Andra, bun găsit! Cât de periculoasă este substanța pentru organism? Bun găsit, Valentin, bun găsit tuturor. Consumate în cantități mari și pe termen lung pot avea efecte cancerigene. Medicii spun că pot duce și la afecțiuni cardiace sau chiar pulmonare. Tocmai de aceea, în momentul în care au fost alertați de un alt stat membru, cei de la ANSVSA au dispus retragerea imediată a celor 2 tone de chiftele. Nu este însă singura alertă alimentară. Numai de vreme de ieri au dispus retragerea de la raft a mai multor sortimente de înghețată la stradă, tocmai din același motiv. De altfel, de la începutul anului și până acum au fost retrase de la comercializare 1 milion de înghețate. Specialiștii spun că este foarte important ca cei care au achiziționat astfel de produse, care iată se regăsesc acum în alertele alimentare, să le distrugă sau să le returneze magazinelor de unde le-au cumpărat. În felul acesta își pot recupera și banii. Important este să nu le consume, pentru că vedem pe termen lung pot avea efecte nocive asupra organismului.